departe de clocotul orașului, minunile naturii își țesc propria poveste într-o armonie de nedescris. În ținutul Buzăului ți se desfășoară înaintea ochilor peisaje pure, uluitoare, dar prietenoase, gata să-ți ofere din bogăția lor, din liniștea incredibilă a naturii și din tăria parfumurilor sale rare. Cascada Pruncea, cunoscută pe internet și pe rețelele de socializare drept Cascada Cașoca, frapează prin frumusețea ei, prin splendoarea apelor care izbesc stâncile, prin adierea răcoroasă, prin sălbăticie și prin peisajele de neegalat. Este un obiectiv turistic apreciat de opotrivă de iubitorii muntelui și de fotografi care găsesc aici priveliști unice. Cum te apropii de cascadă, te învăluie o liniște aparte, tulburată doar de agitația apei. Natura te întâmpină cu o simfonie a culorilor. Verdele crud al mușchiului de pe stâncile întunecoase își dă mâna cu albastrul cerului, în timp ce apa în cădere, ca spuma proaspătă a laptelui, întregește nota de puritate a naturii pe care rar o poți găsi pe pământ. Rețelele sociale devin mai vii cu fiecare fotografie realizată aici. Puțin sunt însă cei care știu că fermecătoarea cădere de apă ce măsoară 17 metri este învăluită într-o legendă captivantă strâns legată de o deschizătură situată în partea stângă a stâncii. În urmă cu două veacuri, deschizătura din peretele stâng al cascadei era folosită de haiducii locurilor pe post de ascunzătoare. Pe atunci stăpânea în aceste ținuturi haiducul Negoiță Gheorghelaș, fost pandur în oastea lui Tudor Vladimirescu, personaj intrat în legendă și cunoscut din ținuturile Chioștului și până la Cislău. Deseori comparat cu Robin Hood, originalul personaj din folclorul englezesc, haiducul Gheorghelaș nu avea nicio reținere în a necăji boierii din zonă pe care îi ușura de averi. Conform legendei, întreaga agoniseală era ascunsă în peștera de la Cascada Pruncea, acolo unde era împărțită cu tovarășii de haiducie. Pentru ca oamenii să ajungă aici pe drumuri bune, administrația județeană și-a dat mâna cu cea locală pentru a asfalta șoseaua ce se desprinde din DN10 și ajunge până în zona cascadei.
cu atracții turistice precum Cascada Pruncea, Lacul de Acumulare Siriu sau Lacul Vulturilor, Consiliul Județean Buzău vrea să repună zona pe harta turismului mare din România. Cu pași mici, dar siguri, edilii netezesc drumul către o dezvoltare sănătoasă și durabilă. Dacă vrei să asculți ciripitul păsărilor, singurătatea locului și atmosfera detensionată, să te întorci în timp la strămoșii care trăiau în perfectă armonie cu animalele și natura, atunci trebuie să faci un drum până la Siriu.